tradiție și inovație în arta muzicală. Subiectul acesta ar trebui să solicite o discuție în doi. Noțiunea de inovație fiind în contrazicere cu termenul de tradiție. Antinomia dintre aceste sensuri este numai superficială, pentru că din puternica esență a tradiției se naște forța viabilă a inovației, care la rândul ei, prin acumularea timpului, devine tradiție și germinează alte inovații în veșnica spirală a vieții în mers. Când această cadențare nu se sincronizează cu mersul istoric al timpului, se închistează în inerție, făcând obstacol pulsații vieții, se mineralizează și ni se înfățișează formalismul, întotdeauna steril și dușmănos față de elanul creator. La fiecare nouă întorsătură a vieții se naște alt gen artistic, dar tot ce va exprima sentimentul unui popor se va lega întotdeauna de rădăcinele acelui popor. Astfel se explică puterea de viață a folclorului izbucnit de ritmurile muncii cotidiene, din confruntarea zilnică cu misterele naturii. Pe măsură ce crește și se dezvoltă civilizația, se va lărgi și posibilitatea de a grăi în artă. Însă, sinteza anterioară îi va fi ca o pârghie de pe care se va avânta artistul creator spre noi tălmăciri. Arta își are logica ei specifică, legile ei, pe care le-a zămislit inteligența omului după o lungă contemplare a naturii. Artistul redă în imagini caracteristica naturii contopită în sentimentul lui, reflectând astfel atmosfera înconjurătoare, adică aspectul social și istoric al timpului său. Dintre toate modurile de exprimare artistică, muzica este cea mai de necuprins într-un cadru de noțiuni prestabilite. Literatura se exprimă prin cuvinte, prin urmare este la îndemâna înțelegerii omenești. Pictura, cea mai intelectuală formă de artă, pentru că modalitatea ei tehnică este rezultatul unor convenții cerebrale, își are un model verificat prin vedere. Sculptura exprimă tangibil tainele estetice ale realității. Poezia, cu framătul ei de dincolo de cuvânt, cu valul ritmului ei organic, se înrudește cu arta muzicală. Este curcubeul pe care se avântă muzica în tensiunea ei vitală. Graiul muzicii, însă, este cel mai vast și mai apropiat de viață, pentru că principiul ei este mișcarea, puterea ei ritmul, forța de convingere cântecul. Timpul nu o biruie, ea robește timpul, supunindu-l legilor care o fac armonioasă. Ea reproduce spiritul ideilor născute din senzații. În creația artistică se reflectează caracteristica unei epoci. Se afirmă drepturile unui adevăr adus la înțelegerea oamenilor printr-o personificare cu valoare de simbol. Există în artă o putere temperamentală ca și în biologie și ea e strâns legată de creatorul ei. Aceasta este substanța sincerității artistice, fără de care o operă de artă nu învinge timpul, ci se pierde cu el în neant.
acest adevăr trebuie să fie transfigurarea unui elan datorit unui șoc pornit de lumea obiectivă și care va duce la tălmăcirea unor noi viziuni. Drumul parcurs de inspirație rătăcește fără știrea noastră. În noaptea adâncă a inconștientului, acolo se plămădește retransmiterea prin echivalențe a șocului senzorial. Cu cât aceste echivalențe conțin mai multe elemente de viață reală, trăite în prezentul ei, cu atât sunt mai valabile, mai convingătoare, mai demne de a depăși timpul lor. Alegerea esențialului ce va să fie exprimat în artă ascunde multe capcane. Numai marile talente nu fac confuzia între esențial și episodic, între nuanță și detaliu. Merg direct la exprimarea justă a gândirii creatoare. Au noțiunea precisă a duratii, simt că proporția este rezultatul matematic al unor linii exprimând la maximum noțiunea de viață. Operele marilor scriitori, pictori, muzicanți influențează în mod firesc talentele mai mărunte și educă gustul publicului. Încetul cu încetul se formează tradiția. Stratificări de încercări reușite și concludente. De-a lungul veacurilor, viața și-a șlefuit aspirațiile către frumos, căutând mereu să-și creeze trepte care să o înalțe spre fericire. În arta muzicii a fost la fel, adică metoda de compunere a dăinuit până ce a atins maximum de armonie, apoi firește că a coborât panta. 4 generații de muzicieni au pregătit apariția lui Johann Sebastian Bach. Haydn, Mozart s-au născut într-o atmosferă de muzică, cu moșteniri muzicale. Schumann a exprimat prin muzică darul său literar, transmis de părintele lui. Un intelectual desăvârșit. Sufletul slav cântă în compozițiile lui Frédéric Chopin. Inspirația lui este o îndrăzneală armonică, o explorare în universul sunetelor, necunoscută până la dânsul. El este un răzvrătit al trădații, exemplarul excepției care confirmă regula. Eu l-am supranumit primul impresionist al picturii franceze. Pentru multiplele asemănări ale modulațiilor sale cu nuanțele pânzelor marilor pictori al secolului XIX, Manet, Monet, Sisley, etc. Cei care au adăugat un freamăt romantic în văzduhul luminii, rupând o verigă din lanțul veacurilor de mare pictură. Contemporanul lui Chopin, John Field, celebrul pianist irlandez, a fost primul care a compus piese numite Nocturne, după care Frédéric Chopin a scris minunatele sale bucăți care poartă același titlu. Fenomenul acesta de desprindere numit hazard este capătul unei înșirări care ne rămâne necunoscută, dar care duce la întâmplarea destinată uneori să producă schimbări primordiale în viața popoarelor. Evident că nu ne putem deroba unui tempo, azi mai rapid ca altădată. Mi-aduc aminte cu ce melancolie spunea Enescu, stând de vorbă cu mine, că toți artiștii cântă acum prea iute. Casals face aceleași constatare și cu aceeași tristețe.
virtuozitatea care a atins azi cu uluitoare, dovadă toți tinerii laureați de la concursurile internaționale, să rămână în slujba muzicii, să nu o tiranizeze. Frazarea mai afirmată ritmic decât altădată, să nu violonteze visul muzicii sub pretextul că sentimentul nu mai are dreptul de a grăi. Inovațiile în metoda de lucru care au existat în tot timpul, depinzând de variații manuale, să nu depășească scopul, să nu desprețuiască amintirea predecesorilor în știința pianistică. Am auzit spunându-ne că dacă am asculta astăzi pe Paderewski, pe Rubinstein și pe alții din marii pianiști al secolului trecut, i-am găsit exasperanți. Nu-i adevărat. Fiecare mare artist a fost luminat de o flacără aprinsă la torța armoniei eterne. Ferruccio Busoni, ilustru pianist pe care îl pun la înălțimea muzicală a unui Furtwängler, n-a fost depășit de niciun mare virtuos al zilelor noastre. Îmi sună încă în minte frazarea lui în concertul în do minor de Mozart și câte alte interpretări sunt vii în memoria mea. Toți pianiștii care au avut bucuria să-l audă susțin că a fost cel mai măreț dintre ei, din cauza unui cuget filozofic și a unei palete de culori sonor extraordinar. Uneori, în discuții despre necesitatea unor inovații în arta pianistică, am resimțit o perplexitate dăunătoare încrederii pe care o am în judecata mea. Sunt recunoscătoare genialului pianist Svatislav Richter pentru că mi-a alungat o umbră de pe suflet. L-am ascultat acum câteva săptămâni cântând Humoresca de Schumann. Era în perfectă concordanță cu spiritul schumannian. N-a cântat prea repede, n-a cântat prea tare. A cântat paginile imbibate de aroma poeziei, cu o emoție în expresie, cu o înțelegere atât de armonioasă a tainelor țesute în substanța stranie, încât ne-a purtat până la hotarul preschimbărilor vremelnice. Ce inovație a adus Richter unei bucăți subiective și romantice ca Humoresca? Numai adâncirea gândului autorului prin personalitatea sa, deosebit de atentă la semnificarea compoziției muzicale. Stilul extrage esența durabilului în expresia unei rase și o conformează ritmului unei epoci. În epoca actuală, atât de bogată în descoperiri științifice, trebuie să dezvoltăm potențialul de emoție ascuns încă în muzică, dar să o facem fără a-i desfigura substanța.